o asemenea poziție. Kagawa nu are voie să ierte. Iată că o face în această partidă. A marcat 13 goluri în 31 de partide de Bundesliga sezonul trecut. La debutul său în prima ligă din Germania a reușit cu vârf și îndesat Michael Carrick lui Sir Alex Ferguson. Poziție regulamentară pentru Manchester United. Bilia, cel care va executa cornerul. Bilia pe jos, dezamăgitor și ce gol! Ce gol marchează Ajax Cape Town, senzațională execuție. Iar Ben Amos nu are niciun fel de replică la această fază. Și e posibil ca Ajax Cape Town să înregistreze o victorie istorică în fața lui Manchester United. Alcardo van Gran, la cred că prima atingere de minge, reușește să marcheze unul dintre cele mai importante goluri din cariera sa, chiar dacă e meci amical. Senzațională execuție. A fost cu intenția asta. Asta e clar. Asta a vrut să facă Alcardo van Gran. 1-0 pentru Ajax Cape Town după o execuție pe care Martin Stekelenburg nu o credea posibilă din partea atacantului său, din partea lui Alifa. Carrick, un balon pentru Tony Cliff, urcă și Vermeil, primește Berbatov. Berbatov până la Vermeil, centrare pe jos, atenție la această fază, Bebe marchează pentru 1-1. După ce nu a reușit să facă mare lucru de când a intrat pe gazon, portughezul îl scutește pe Sir Alex Ferguson de o semi-umilință. Chiar dacă e o partidă neoficială, chiar dacă e un simplu amical, Manchester United nu avea voie să piardă în fața locului 9 din sezonul trecut de campionat sud-african. Iar Bebe, chit că are șanse minime să fie păstrat în lotul lui Manchester United pentru următorul sezon, trăiește o scurtă clipă de glorie în tricoul lui United și, ca de obicei, Manchester United lasă golurile pentru finalul meciului.